și domnul la Orban. Domnul Orban, da, urmăriți. Dar tocmai am aflat și eu că și domnul Ascultăm Orban, și politician, noi. Mă mir. Dacă reușim să avem și câte știu, și USR are o solicitare similară de a se desesiza comisia și de a se aștepta o dezbatere până la pronunțarea unui punct de vedere al Comisiei de la Veneția. Sigur, încercăm, chiar dacă știm că probabilitatea de a convinge majoritatea este destul de mică. Deci dați-mi voie să vă dau așa un context mai amplu. Chiar ne confruntăm cu amenințare la adresa democrației și nu îmi place să vorbesc lucruri apăsate și tari dacă nu există într-adevăr un fir roșu care să demonstreze lucrul ăsta. Cei care sunt astăzi la putere, și nu mă refer la partide în ansamblu, grupurile dominante care conduc în momentul de față treburile publice, sunt niște grupuri care sunt profund deranjate de tot ce înseamnă instituție independentă din România și sunt profund deranjați de orice om liber sau de orice cetățean sau de orice procuror sau de orice funcționar public care îi deranjează, care nu îi ascultă, care încearcă să-i facă să răspundă pentru ceea ce au făcut. Există un fir roșu de ocupare a tuturor instituțiilor publice. Uitați-vă, Curtea de Conturi, uitați-vă la ASF, am avut demonstrație clară de utilizare politică a Autorității de Supraveghere Financiară în momentul în care, dacă a îndrăznit să vorbească reprezentantul unui administrator de fond de pensii, imediat fondul de pensii a fost amendat și omul care a vorbit i s-a retras dreptul de a acționa, de a își desfășura activitatea în administrarea privată a fondului de pensii. La televiziune nu s-au mulțumit că au pus odată un om al lor. În momentul în care s-a făcut o emisiune care nu le-a convenit sau instituția a păstrat oarecare independență, l-au schimbat și l-au pus interimar, că e mai bine cu interimar. La radio a fost la fel, au încercat să modifice legea radioului ca să asigure o politizare agresivă și noroc a fost declarată neconstituțională legea. Pe legea referendumului au încercat să scoată în procedura de organizare a referendumului, să scoată Parlamentul și președintele, astfel încât să decidă guvernul când face referendum, fără niciun fel de mecanism procedural aici. Este vorba de un atac împotriva democrației, care este dat pe foarte multe planuri. Și iată că planul care îi deranjează cei mai tare și unde sunt de data asta dispus să facă mult mai mult decât au făcut până acum. Pentru că dacă până acum au renunțat, de data asta simt că există în grupul dominant o determinare mult mai mare în a trece aceste modificări legislative. Vă mai spun un lucru. Au amendamente și insertare. Deci nu e vorba numai de ceea ce au prezentat public. Aduceți-vă aminte că pe Iordache, lui Iordache i-a scăpat porumbelul. El a spus că președintele nu va mai avea dreptul să refuze decât o singură dată propunerea formulată de ministrul justiției, ceea ce nu e în textul de lege actual. În textul de lege actual această respingere o singură dată a unor propuneri formulate de ministrul justiției există numai în cazul președintelui și vicepreședinților în alte curți de casație și justiție. În textul legii pe șefii de parchete, președintele poate să refuze, dar trebuie să furnizeze o motivare publică pentru refuz. Dar e clar că ei asta gândesc. Ei de fapt vor să scoată președintele printr-o șmecherie specifică, cum e și la CSM, că CSM poate să refuze odată. Au amendamente pregătite în sertar, pentru că obiectivul lor, după opinia mea, este clar, se schimbe pe toți cei care conduc astăzi parchetele. Sunt în momentul de față, chiar dacă nu au arătat.